Ianuarie 2016 este o lună atipică, cel puțin aceasta este concluzia reprezentanților Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Buzău, după ce au făcut primele analize ale acestui an privind rata șomajului. În prezent avem aproape 18.000 de șomeri înregistrați, ceea ce înseamnă o rata șomajului de 9,4% față de 9,69% cât s-a înregistrat în luna decembrie 2015. Luna ianuarie aduce o ușoară scădere a numărului persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, fapt neobișnuit pentru această perioadă, când în general se înregistrau creșteri semnificative pe acest segment. Totuși, oficialii JOFM explică acest fenomen prin ieșirea din plată a circa 500 de absolvenți din promoția 2015, care au încasat indemnizație în ultimele 6 luni. De asemenea, vremea neobișnuit de caldă din această perioadă a determinat începerea activității în domeniul construcțiilor, dar și în agricultură, ceea ce a condus la un val de angajări. Mai exact, vorbim de alte 500 de persoane încadrate pe piața muncii doar în luna ianuarie 2016. Pe de altă parte, în prezent, pe site-ul JOFM Buzău sunt disponibile 169 de locuri de muncă, la care se adaugă alte sute de posturi valabile prin rețeaua EURES scoase la bătaie de angajatorii străini.